Cristina Pogăcean și Cosmin Andron au plecat plini de ambiție spre Nepal, având foarte puține informații despre vârful de peste 6.000 de metri pe care aveau să îl escaladeze în premieră. Nu s-au lăsat descurajați nici de faptul că au fost nevoiți să-și schimbe ruta de ascensiune în ultimul moment. Este un vârf de peste 6.000 de metri, care nu mai fusese urcat. L-am urcat pe o linie, credem noi, estetică și nu numai noi. Cel mai dificil a fost la sfârșitul primei zile, sau începând cu după masa primei zile, am avut o furtună care s-a transformat într-o furtună electrică și a durat multe ore, undeva de la prânz până seara. Și nu aveam unde să ne adăpostim. Este destul de dificil în comparație cu ascensiune normală, pe o rută comercială, unde vezi zi de zi câțiva zeci de oameni cu care mai poți să discuți. Pe un traseu normal, de obicei, găsești foarte multe informații înainte. Poți să-ți faci traseul, să-ți-l plănești foarte bine. Noi am plecat în această ascensiune cu o poză. Din mai 2013, pe vârful Gandharvaciuli din Himalaya, există un singur traseu de ascensiune, cel românesc. Noi am preferat să ne referim la el ca și traseu românesc. Oriunde mergem munții mari din lume, este un traseu sloven, un traseu britanic, un traseu francez. Nu sunt chiar așa de multe trasee românești, așa că e mai bine să păstrăm numele ăsta. Reușita le-a adus prima nominalizare din istoria României la premiul Pioletul de Aur, o competiție prestigioasă derulată în Franța și care răsplătește alpiniștii care au ascensiuni în premieră pe trasee foarte dificile. După ce am coborât de pe vârf, Cosmin mi-a zis că s-ar putea să avem șanse să fim nominalizați. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, e cel mai important premiu pe care poate să-l primească un alpinist în cariera sa. Într-adevăr, să fim pe lista aceea e un motiv de mândrie. Numele celor 6 finaliști ai competiției vor fi cunoscute până la finalul lunii martie.